Bună tuturor celor din Zodia Leu sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Leu și bine v-am regăsit la citirea bonus pentru luna octombrie 2023. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru vocea mea, să știți că sunt foarte răcită, dar cu toate acestea am zis să revin către voi cu mesajele suplimentare pentru luna octombrie. Și în primul rând vom vedea mesajul motivațional. Văd cu claritate. Sunt gata să iert, aduc viziunii mele iubire și privesc cu compasiune și înțelegere. Înțelegerea mea clară e reflectată în lumea mea exterioară. Foarte frumos mesajul vostru. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă place ceea ce fac pentru voi, nu ezitați să-mi lăsați un like sau să vă abonați acestui canal, pentru că nu vă costă absolut nimic. Ce au sărit mesajele pentru voi. Acestea alunecă un pic pentru că sunt noi, dar să încercăm să le ținem pe poziție. Haideți să vedem începutul acestei luni, energia începutului acestei luni și avem o 7 de monede. Sunteți într-o așteptare. Unii dintre voi așteptați o sumă de bani, alții așteptați o veste, alții așteptați să primiți o recompensă, să vi se întoarcă un serviciu, poate ați aplicat poate pentru un job și așteptați un rezultat. Da, aveți o realizare foarte mare, voi lei, poate aveți legătură și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn sau cu un alt leu. Mi apare o reușită, o împlinire pe planul financiar, dar și pe un progres de orice fel, într-o relație de dragoste, pe un proiect personal, pe un studiu, pe ceea ce clădiți voi, ce construiți, unde așteptați niște realizări, niște rezolvări, dar chiar și pe un examen. Apar niște întâlniri sau discuții pe rețelele de socializare care vor aduce mult mai multă putere și mult mai mult curaj. Vă motivează pe voi să mergeți mai departe și să știți că aici se distruge un conflict, o ceartă, o persoană care tot a încercat să vă provoace și a fost cu ochii pe voi. Pe parcursul acestei luni văd o supărare. O dezamăgire, regretați ce se întâmplă într-o poveste de dragoste sau ați avut mare încredere într-o persoană, aveți mare încredere într-o persoană, o persoană care vă este, nu știu, ca un aliat, partener de afaceri, partener de viață, mi-apare chiar și căsătoria, este o nemulțumire, aici poate aveți de face și cu un taur sau cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Unele lucruri nu decurg așa cum vă doriți voi, văd și foarte multă rivalitate, greutăți pe care le întâmpinați pentru a merge mai departe, pentru a îmbunătăți ceva în viața voastră, parcă aveți piedici, sunt anumite persoane răutăcioase în jurul vostru care încearcă să vă dezechilibreze, dar văd că distrugeți această energie negativă și veți străluci pentru că vă vine un ajutor financiar foarte mare. Sau acolo unde ați întâmpinat greutăți, lucrurile vor merge pe repede înainte. Mai departe avem și un nou început sau o călătorie. Sunteți anunțați că trebuie să mergeți undeva sau foarte multă socializare. Văd și trădarea cuiva sau e vorba și de faptul că vă puneți mari speranțe în vorbele cuiva, iar acea persoană o să vă dezamăgească destul de mult. Dar voi ce veți face? Încercați să depășiți acest moment, pentru că puteți mai mult de atât. Nu cred că vă mai bazați pe lucrurile spuse de cineva, promisiunile făcute de cineva nu își mai au rostul, pentru că vă văd destul de dărmați aici, încercând să tăiați acele legături, să mergeți mai departe către succesul vostru. Pot fi și anumite discuții destul de stresante pe parcursul lunii. Puteți avea de-a face cu semne de foc, gerbec, leu, săgetător, cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Se pune mult accent pe un business, pe o casă, pe o locuință. O mutare importantă apare la voi. Poate aveți nevoie de bani pentru o mutare sau pentru a finaliza niște acte, dar văd noroc foarte mare. Dați înainte. Dați înainte cu mult succes. Aveți mult succes. Mai departe avem și o pauză.
Cred că este vorba de un moment în care stați și vă gândiți asupra unor lucruri care s-au întâmplat deja în viața voastră. Dacă le veți analiza foarte profund, dați un pic timpul înapoi, ajungeți într-o situație, cum să vă zic, de unde s-au schimbat lucrurile. Poate așteptați și un mesaj din partea persoanei iubite, poate așteptați o confirmare, poate așteptați să vă iasă un document. Analizați foarte mult anumite situații și le comparați cel mai probabil. Se vede o evoluție pentru că ajungeți și în punctul în care, de exemplu, într-o relație amoroasă, nu vă mai mulțumiți cu puțin sau cu cât vi s-a oferit până acum, ci vreți mai mult de atât. La locul de muncă, pe plan financiar, la fel. Doriți ceva mai mult și văd un noroc aici care vine către voi pentru, nu știu, puneți bazele unei situații foarte stabile care vă este menită, vă este sortită, într-adevăr vine cu multă greutate pentru că apar situații tulburi, complicate, vă simțiți așa ca într-un labirint, nu știți încotro să mergeți de aici încolo pentru că sunt și discuțiile de așa natură sau oamenii cu care intrați în contact vă pot distrage sau vă pot duce într-o zonă de confuzie. Apare un parteneriat, o înțelegere, dar parcă vine așa cu un pic de ceartă sau nu știu, trebuie să mai aflați niște detalii. Ori apare agitația că nu știți exact dacă este de bun augur să bateți palma cu cineva, să vă împăcați cu cineva sau ar trebui să mai așteptați că vă lipsesc niște detalii. Dar ce nu știți voi este că odată ce bateți palma cu această persoană, acceptați o situație, lucrurile se vor închega. Sunteți testați de viață. Vi se vor da niște situații pe parcursul lunii și voi va trebui să hotărâți și în funcție de hotărârile voastre totul o să se întâmple într-o formă sau alta. Pentru că văd și foarte multă oboseală, extenuare, supărare, nu știu, îngreunarea sufletului pe anumite situații. Simțiți că nu mai faceți față presiunilor, aveți nevoie de iubire, aveți nevoie de liniște, de a vă vindeca de o anumită situație. Poate aveți de-a face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, semne de apă, rac, scorpion, pești. Este vorba de o nemulțumire. Nu vedeți cu claritate din nou ce se întâmplă, dar cu toate acestea parcă vă recăpătați puterea, vă recăpătați încrederea în voi, vă sfătuiți cu o persoană. Văd foarte multă intuiție, foarte multă dorință de a rezolva, dar văd că anumite evenimente, lucruri se vor întâmpla la momentul potrivit. Sunt multe secrete aici la voi pe care nu le-ați descoperit, multe lucruri care se vor petrece pe parcursul lunii octombrie, dar fără a vă gândi în prealabil, adică nu văd situații pe care le ghiciți sau deja vă dați seama ce ar urma dacă faceți un pas. Nu, lucrurile sunt imprevizibile. Văd un noroc, o surpriză pentru o mutare, pentru o schimbare, pentru o îmbunătățire în viața sentimentală, profesională și financiară. Mi-apare o creștere, mi-apare că foarte curând lucrurile o să meargă din ce în ce mai bine. Aveți o bucurie sau un cadou din partea cuiva. Finalul lunii aduce un drum, o discuție cu o persoană de la drum, unde poate fi o poveste de dragoste care se clarifică, că văd o iubire foarte intensă, o persoană care în sfârșit se decide cu cine vrea să rămână, iar acea persoană sunteți voi, cu voi vrea să rămână. Poate fi un semn de apă, rac, scorpion, pești, poate fi zodia gemeni sau chiar berbecleu săgetător. Da, dar și semne de apă, pentru că vă văd aici foarte încrezători. Poate fi vorba și de o dezlegare de credință pentru acest nou început. Lăsați niște situații de domeniul trecutului sau reluați comunicarea cu cineva, dar îmi apar și situații foarte bine, cum să vă zic eu, sunt plină creștere, sunt anumite situații în plină creștere, noi începuturi, noi prietenii, noi colaborări. Iar dorința voastră este să știți ce vă așteaptă în viitor. Vreți mai multă claritate, vreți să mergeți poate pe un drum nou, vreți un succes, o reușită, un nou început.
Poate un ajutor financiar, poate un sprijin emoțional, poate să primiți înapoi ceea ce ați oferit până în momentul actual. Și vă văd foarte atenți la dorința aceasta, pentru că începeți să primiți semne. Poate fi vorba de faptul că începe să se adeverească ceea ce vă doriți, pentru că de foarte mult timp vă doriți acest lucru. Văd viclenia cuiva, piedici venite din partea cuiva, dar este o energie pe care o lăsați în trecut. O persoană care vă vizează, o persoană care nu suportă să fiți bine, dar văd și un noroc în dragoste. O întâlnire romantică, o reușită mare din punct de vedere emoțional. O declarație de dragoste, vine cineva și vă spune că vă iubește foarte mult. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!